Festivalul ar fi trebuit să înceapă de mult deja, însă s-a stat ore bune la coadă. Priviți această fotografie, este o coadă uriașă, făcută doar în urmă cu câteva ore. S-a stat mult și la intrarea în spațiul de concert, iar paznicii s-au simțit depășiți de situație. Reporterii Observator au filmat aceste imagini. Sabrina Preda este pe plaja din Constanța. Sabrina, bună seara! Care este situația acum? Bună seara, Andreea! Putem spune că am intrat în atmosfera de festival, pentru că sutele de tineri care s-au strâns deja aici pe plaja din Mamaia, ei bine, au uitat de orele pe care le-au petrecut la coadă și au început să se simtă bine. Mai exact, dansează, se distrează, scuzați-mă, filmează, se distrează și-au luat câte o băutură și-și fac poze, îmi cer scuze. Suntem pe scena cea mai importantă a festivalului aici, unde vor urca nume importante precum Rita Ora și DJ Tiesto. Ei sunt cei mai așteptați artiști în această